Haideți împreună să deschidem Sfintele Scripturi, de data aceasta la Psalmul 50, un psalm a regelui David, primele patru versete, pagina biblică 582. Psalmul 51, pagina biblică 582, începând cu versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile și haideți să ne aducem aminte de cuvântul Domnului din Psalmul 115, versetul 15, care doresc să-l aduc ca salut pentru dumneavoastră toți. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. E o seară binecuvântată de Domnul, după o temperatură ridicată afară. Mulțumim Domnului că putem să ne bucurăm și de lucrul acesta. Cu ajutorul Domnului, în urma invitației fratelui păstor Tomuța, sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră și până aici pot să spun că m-am bucurat împreună cu dumneavoastră în casa Domnului la Betania, lăudat să fie Domn. Amin. Am nădejdea și cred că în continuare Domnul este aici. Amin. Și dacă toți avem această credință, Domnul să lucreze în viața fiecăruia. De fapt, nu suntem singuri. Pe lângă faptul că suntem pe pământul lui Dumnezeu, a Domnului este pământul, lumea și cei ce o locuiesc, suntem în casa Lui care a fost destinată casă de rugăciune, suntem deci pe proprietatea Lui Dumnezeu și El este aici. Confirmă lucrul acesta biserica din Betania prin ceea ce a stă scris în spatele meu un cuvânt din cartea prorocului Ezechiel la încheierea cărții, unde repet încă o dată, Domnul este aici, numele Lui să fie lăudat. A Lui să fie toată lauda și slava, că și în seara aceasta suntem prezenți în jurul Evangheliei. Și tare dulce și plăcut e să locuiască frații împreună. Nu știu ce ziceți dumneavoastră, dar eu cred că e un adevăr. Domnul să fie lăudat. Amen. În cuvântul Domnului care l-am citit în această seară, ne vorbește Scriptura despre un rege care a început să stea înaintea lui Dumnezeu. Divers regele acesta, conducătorul acesta, liderul acesta, de toți liderii a vremii, mai ales contemporane. Deși a avut multe războaie de dus și în special cu filistenii, nu pierde niciun război. Este un lider militar de dorit, nu? Omul acesta însă se îngrijea și de problemele împărăției. Omul acesta se gândea că Dumnezeu stă într-un cort și el stă într-o casă. Se gândea și la lucrul acesta și vroia, intenționa să construiască o casă pentru Domnul, unde chivotul Domnului să locuiască acolo. Un bărbat deosebit. Dar omul acesta îl frământa ceva. Ați mai auzit pe vreun conducător sau lider a vremii de astăzi să-l frământe ce îl frământa pe omul acesta? Noi, ca oameni care ne străduim și alergăm de lunea până sâmbătă, alții chiar și duminica, pentru un confort la nivel de familie, să trăim cât mai bine, cât mai confortabil, să muncim cât mai puțin, să avem bani mai mulți, asta e dorința multora. Ei, omul acesta avea, dragii mei, o dorință. Și s-a dus cu ea înaintea lui Dumnezeu. Și spune el aici, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Problema acestui rege nu era aurul, bogăția. Problema acestui rege nu erau luptele care le avea de dus cu dușmanii. Problema acestui rege nu era partea financiară sau economică a țării. Toate acestea cu ajutorul Domnului le-a dus tare bine. Avea o problemă personală, avea păcat. Nu știu câți din vremea aceasta se mai uită la ei însăși și în seara aceasta aș dori, dragul meu ascultător, să facem ca David. Fiecare să ne coborâm în adâncul vieții noastre, în conștiința noastră, în mintea noastră, în intelectul nostru, în inima noastră, dacă vreți, și să privim adânc la starea noastră. Că de fapt, dragii mei, într-o vreme ca aceasta, oamenii spun, este problemă colesterolul, este problemă tensiunea, este problemă infarctul, este problemă cancerul, este problemă greutatea în plus sau în minus. Dragii mei, marea problemă a omenirii este păcatul.
Scriptura spune că păcatul este rușinea popoarelor. Și dacă așa stau lucrurile, haideți să privim în Scriptură la un om care s-a ocupat ca să fie curat și își dorea să fie eliberat de starea păcătoasă. În zilele noastre nimeni nu se mai îngrijește de noi, vorbesc de liderii națiunilor. Măi, pentru poporul acesta, hai să mă ocup să scape de păcat. Nu îi preocupă lucrul acesta, ba dimpotrivă, alții legiferează, dau iscălitură pentru păcat. Omul acesta însă ca lider, în dreptul lui și a națiunii care conducea, dorea o părtășie cu Domnul în curăție, Doamne ajută și sufletelor noastre. Și privește el spre însuși și spune înaintea Domnului, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, el regele. El care l-a învins pe Goliat, el care atunci cânta, ca și acești cântăreți și încă ne depășea pe noi din vremea noastră, când cânta cu harpa, Duhul cel rău îl părăsea pe Saul și se bucura și el de o odihnă atâta vreme cât era David acolo cu harpa în mână. Omul acesta, care a avut toate războaiele și niciunul n-a pierdut niciun război, a biruit totdeauna. Omul acesta își recunoaște starea și vine înaintea lui Dumnezeu, căci unicul care șterge păcatele, care spală păcatele, este Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Și citim aici, spune Scriptura, el recunoaște și spune astfel, împotriva ta, versul 4, numai împotriva ta am păcătuit. Vă rog să rețineți, când se întâmplă să păcătuim, nu mai vorbim de cei de afară, când se întâmplă să păcătuim, păcătuim de fapt împotriva lui Dumnezeu, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Și când facem un rău, și atunci păcătuim împotriva Domnului. Și atunci aduceți-vă aminte ce spune Scriptura prin apostoli. Apostolul Pavel spune într-o împrejurare, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un... Și păcatul acela este și el împotriva lui Dumnezeu. Și păcatul, dragii mei, e atât de dăunător că datorită păcatului Dumnezeu l-a scos pe Adam și pe Eva din rai. Și datorită păcatului omul de astăzi nu poate intra în rai. De aceea, haideți să privim adânc la starea vieții noastre și vremea aceasta pe care noi o trăim, fiecare să facem ca David, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și de astăzi încolo să nu mai păcătuim. Doamne ajută! Spune el aici, îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Omul acesta știa ce a păcătuit, știa unde a păcătuit, știa ce greșeală a făcut, știa ce rău a făcut și știa că numai Domnul poate să vină în ajutor, acela împotriva căruia a păcătuit. Și ori de câte ori noi păcătuim, păcatul nostru lovește în Domnul. De aceea, haideți să nu mai lovim în Domnul cu păcatele noastre. În Psalmul 38 spune omul lui Dumnezeu David următoarele cuvinte, versetul 18, cunoscute sunt și aceste cuvinte, spune astfel, îmi mărturisesc fără de legea și mă doare de păcatul meu. Vă rog să reținem un aspect, păcatul produce durere în viața omului, păcatul produce suferință în viața noastră. Tocmai de aceea David îl caută pe Domnul ca să fie izbăvit de această stare a suferinței și a durerii și își mărturisește fără de legea ca să scape și de păcat și de durere. Doamne, trezește Duhul minții noastre! Citim aici în Cartea Domnului, Psalmul 51, alături de aspectul acesta reținem păcatul produce durere. În Psalmul 51 spune versetul 7 următoarele, curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Păcatul murdărește, păcatul întinează, păcatul pătează. În versetul 2 care l-am citit spunea el, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Omul acesta își dorea să fie curat. Nu degeaba a spus Solomon în scrierile sale, hainele să vă fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap. Doamne ajută-ne!
Dar în călătoria vieții noastre, ca și David în călătoria vieții sale, de multe ori haina noastră se pătează, de multe ori haina noastră devine murdară, de multe ori este nevoie să venim înaintea Domnului să spunem ca și David: spală-mă, Doamne, că păcatul murdărește, că păcatul pătează. Și spunea apostolul Pavel într-o împrejurare că mireasa Domnului, ea este curată, rețineți, curată, fără pată, adică fără păcat, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Doamne, ajută-ne! Aduceți-vă aminte, Ioan în Apocalipsa vorbește și spune despre cetatea cerească, căci acolo nimic întinat și spurcat nu va intra, doar ce este curat, spălat în sângele mielului. Să ne ajute Domnul să ne păstrăm curați în viața noastră. Păcatul trebuie să fie absent. Repet, în viața noastră păcatul trebuie să fie absent, ci dimpotrivă să fim plini de Duh. Doamne, ajută! Mai citim în cartea Domnului Proverbe, cuvântul Domnului ne spune următoarele în capitolul 9, câteva cuvinte sau un singur verset citim de data aceasta, versetul 36. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vată-mă sufletul, își vată-mă, își rănește, își îmbolnăvește. Și ca să n-ajungem în stări de boală, de suferințe, de vătămare, atenție, să nu mai păcătuim. Ne-am obișnuit cu păcatul, din nefericire. A fost o stare pentru cele 10 fecioare când toate au ațipit. A venit un moment când s-au trezit și unele au constatat că vasul lor este gata, gata să fie gol. Au vrut să-și mai cumpere ceva, dar era prea târziu. Câtă vreme se poate cumpăra, să nu stăm la umbră să lenevim, că lenevia este păcat. Doamne, păzește-ne de ea! Și păcatul dăunează. Hai să mai citim în cartea Domnului. În Isaia de data aceasta, cuvinte cunoscute, capitolul 59, spune cuvântul Domnului, versetul 2. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, în Dumnezeul vostru. Deci se creează un zid, o despărțitură. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Avem atâtea cauze, avem atâtea rugăciuni și de multe ori parcă cerul este închis, nu primim răspuns, nu primim rezolvare. Și ne întrebăm, ce este, Doamne? E problema că s-a ridicat între noi și Dumnezeu un zid al păcatului. Și îmi doresc ca într-o seară ca aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să trezească mintea noastră, să ne conștientizeze pe fiecare în parte că e vremea să dărâmăm păcatul, zidul acesta. O, dragii mei, dacă păcatul este așa de dăunător, dacă păcatul doare, dacă păcatul murdărește, dacă păcatul îmbolnăvește, dacă păcatul mă separă pe mine de Dumnezeu, așa cum l-a despărțit pe Adam și Eva de Dumnezeu, într-o vreme ca aceasta noi putem spune, cum spune Scriptura, mulțumiri fie aduse Dumnezeului Sfânt, Tatăl nostru, care l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta, spune Pavel la Efeseni, fără să mai citim în capitolul 2, să dărâme, să surpe zidul de la mijloc. Lăudat să fie numele Domnului. Și ne apropiem de Domnul Iisus Hristos prin credință că El este acela care a venit pe pământul acesta să rezolve problema noastră a păcatului. David nu aleargă cu problema păcatului la oameni. A alergat un om cu problema păcatului său la oameni. Știți ce i-au spus oamenii? Hai să citim Evanghelia după Matei, capitolul 27. Un hoț, unul care l-a vândut pe Domnul Iisus pentru arginți, spune următoarele, versetul 3. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce au răspuns oamenii la această afirmație? Ce ne pasă nouă? Nu le păsa de păcatul lui Iuda. Dragii mei, este cineva care-i pasă de sufletul dumneatale și de păcatul dumneatale. Și acesta este Dumnezeu Tatăl, care își arată dragostea față de noi, mărire Lui. Pe când încă noi eram în păcat, El l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta.
Nu ca să avem doar niște sărbători de a mânca, de a îmbrăca, de a ne îmbrăca bine și de a sta la masă bucurându-ne și salutându-ne cu diverse saluturi. Nu numai atâta, mult mai mult. Citim în Cartea Domnului, în Evanghelia după Matei, la capitolul 1, îngerul stă de vorbă cu Iosif și îi spune versetul 20, partea a doua versetului și versetul 21. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a sămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Mărit să fie Domnul! De ce s-a născut Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta? Ca să mântuiască de păcate, lăudat să fie Domnul! Ați auzit liderii vremii de astăzi să se intereseze să ne salveze de păcat? Nici pe ei înșiși nu se pot salva, dar Dumnezeu cel plin de dragoste l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta să ne mântuiască, să ne ierte, să ne salveze, să ne elibereze de păcat, mărire Domnului! David nu degeaba alerga la Domnul, că sursa rezolvării stării păcătoase este într-un singur loc. Dacă vreți, în vremea aceasta, harului lui Dumnezeu, la cruce, la Golgota, la picioarele Domnului Iisus Hristos, în smerenie, cu credință în jertfa Lui, El ne dă iertare de păcate, binecuvântat să fie Domnul. Și mai citim în Cartea Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 15, spune cuvântul Domnului următoarele. Apostolul Pavel predica el în vremea aceea și spune în versetul 3 astfel: V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu uitați, păcatul dumneatale și păcatul meu l-a determinat pe Domnul Iisus Hristos să vină aici pe pământul acesta și să moară pentru El, că plata păcatului e moartea, ca să trăim noi a murit El. Ca să trăim noi o viață veșnică a murit El. Numele Lui să fie lăudat. Noi n-aveam cu ce să plătim păcatul. Tocmai de aceea a venit Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului, pentru omul muritor să se depună ca jertfă tot un om și prin credința în jertfa Lui să fim izbăviți de păcate, zic Domnul să ne mărească credința. Și spune mai departe, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Dar de ce a înviat Domnul? Citesc aici în cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 13, câteva versete, versetul 37 în continuare. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți dar, fraților de la Betania, că în El, cel viu, vi se vestește iertarea păcatelor, mărit să fie Domnul! Și mai mult, și oricine crede este iertat prin El, numele Domnului să fie binecuvântat. De aceea, dragii mei, într-o vreme ca aceasta, hai să ne verificăm și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să cerceteze sufletul nostru, să vedem, nu cumva am păcătuit? David își recunoaște starea. David spune că-l doare, vrea să fie curat, vrea să fie sănătos. Vrea ca între el și Dumnezeu să nu fie niciun zid de despărțire, ci o strânsă legătură prin Duhul care a fost peste el. Și doresc ca Duhul acela, Sfânta Domnului, să fie și în noi. Domnul să fie lăudat în toate. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, ne spune Scriptura că într-o împrejurare au adus la el un om bolnav. Citim. Evanghelia după Matei, la capitolul 9, spune Scriptura următoarele, începând cu versetul 2. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Iată-l pe Domnul Iisus Hristos la lucru. El nu predică doar Evanghelia. El nu face doar semne și minuni, El nu își exercită autoritatea de Fiu al lui Dumnezeu peste natură, ci El a venit să ierte păcatele. Lăudat să fie numele Domnului!
Oamenii au rămas surprinși, cine este acesta de poate să zică astfel de cuvinte? Și citesc în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, spuneau oamenii de atunci care au auzit pe Domnul și l-au văzut la lucru. În capitolul 2 spune Scripturile, versetul 7, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și El, Dumnezeu, Iisus Hristos, unicul Dumnezeu, viu și adevărat în vecii vecilor, iartă și astăzi păcatele. Credeți lucrul acesta? Credeți că Domnul a iertat păcatele noastre? Slăviți să fie Domnul! Dar mai avem o problemă. Mai avem o problemă că în timpul călătoriei vieții noastre ne pătăm. Avem o problemă că în timpul vieții noastre ne întinăm. Și omul lui Dumnezeu spunea într-o împrejurare în Psalmul 19, Doamne, iartă-mi greșelile făcute în neștiință. Ne mai rugăm Domnului să ne ierte. Păzește pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine și astfel voi fi nevinovat față de păcate mari. Doamne, ajută sufletelor noastre. Citim în cartea Domnului următoarele cuvinte, în Isaia 44, Domnul vorbește prin prorocul acesta și spune în versetul 22, eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață, atenție, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. E vremea să stăm și să ne oprim puțin în loc. Alergarea vieții noastre, tineri sau în vârstă, este după împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Sau este după o alergare și o goană a lucrurilor din lume, uitând că am fost răscumpărați și uitându-ne chemarea de copii al lui Dumnezeu? Haideți dar să ținem minte cuvintele acestea. Spune aici Scripturile, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Cel ce ne-a răscumpărat este Domnul Iisus Hristos. Să nu mai păcătuim, dar și să fim împotriva planurilor sale. Hai să mai citim un verset. În capitolul 43, versetul 24 spune astfel, nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Ține minte, frate și soră, când minți, când te porți cu viclenie, când te porți cu mândrie, când ești neascultător de Domnul sau de părinți sau de slujitorii bisericii, când în viața ta sau în gândirea dumneatale imoralitatea a pătruns, păcatul săvârșit sau gândit la el îl chinuie pe Dumnezeu și el a murit pe cruce pentru păcatele noastre. În seară ca aceasta aș vrea să spun, dragul meu, e vremea să punem capăt păcatelor. E vremea să nu-L mai chinuim pe Dumnezeu. Nu-L mai chinui pe Dumnezeu cu nepăsarea. Nu-L mai chinui pe Dumnezeu cu obrăznicia. Nu-L mai chinui cu Dumnezeu cu părtășia în citirea Scripturii sau la rugăciune. Citesc un cuvânt al Domnului. La 1 Samuel spune omului Dumnezeu, capitolul 12, versetul 23, astfel. Samuel stă înaintea poporului și spune, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Când un om în viața lui încetează rugăciunea, omul acela păcătuiește după cuvintele care le-a rostit Samuel. Și hai să nu mai chinuim pe Dumnezeu cu păcatele noastre. Mai citim în cartea Domnului Ezechiel, capitolul 16. Acolo Domnul ne vorbește despre păcatul Sodomei și Gomorei, că Domnul Iisus Hristos spunea într-o împrejurare, ai doma vremii de atunci. Și citesc ce spune cuvântul Domnului în versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale, Sodoma. Era îngânfată, adică mândră. Și asta e păcat. Și păcatul acesta îl chinuie pe Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să înțelegem că Domnul ne vrea sfinți și curați pentru El. Să nu-L mai chinuim pe Dumnezeu.
Chinuiau evreii pe Dumnezeu cu murmuri, cu cârtire, cu neînțelegeri, când se ridicau împotriva lui Moise și Aron, când cereau mâncare, când cereau apă, când ziceau mai bine la oalele noastre cu castraveți și mereu, mereu păcatul le învăra în față în viața poporului. Când la un moment dat se ridică Maria, prorocița, și cu preotul Aron și vorbesc împotriva lui Moise și iar păcătuiesc înaintea Domnului. Ei, dragii mei, stările acestea păcătoase îl chinuie pe Dumnezeu și ca biserică, ca popor, ca individ, ca familie, nu-L mai chinuiți pe Dumnezeu cu păcatul. Doamne, ajută-ne! V-ați gândit vreodată că de fapt păcatele noastre îl chinuie pe Dumnezeu? V-ați gândit că a murit pe cruce pentru păcatele noastre să ne ofere împărăția Lui, viața veșnică, raiul lui Dumnezeu, și noi în loc să fim captivați de cuvântul Lui, să onorăm cuvântul Lui cu o viață curată și sfântă, ne mai permitem numai o dată să-ți mai spun una, numai o dată să-L mai încep, numai o dată să-L mai calc, numai o dată, dragii mei, opriți-vă, o dată acela îl chinuie pe Dumnezeu. De aceea în seara aceasta aș dori să înțelegem, să punem capăt păcatului din viața noastră. Când biserica este unită și trăiește în unitate și păcatul este absent din sânul bisericii, Domnul binecuvântează biserica. Citim următoarele cuvinte în Cartea Domnului, Faptele Apostolilor, cuvinte și acestea cunoscute de dumneavoastră, versetul 31 din capitolul 9. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea, mărit să fie Domnul. Ne dorim o astfel de biserică? Și dacă ne dorim o astfel de biserică, fiecare în parte, cercetându-și viața, să pună capăt păcatului său și trăind în pace, în unitate, în dragoste, întărindu-ne sufletește, umblând în frica Domnului, El vine în ajutor prin Duhul Sfânt, biserica crește, biserica se înmulțește și harul lui Dumnezeu este peste noi, mărire Lui! Doamne, revarsă-L și azi! Citim mai departe, păcatul Sodomei și Gomorei, pe lângă faptul că era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, n-avea treabă cu nimeni, avea de toate, vremea-i doma cum trăim noi, și mâncare și îmbrăcăminte. Mi-aduc într-o aminte, într-o împrejurare, eram în Oltenia cu un frate cu un microbuz plin de haine și acolo unde se împărțeau hainele, zic către un domn în vârstă, era și acolo și privea, dumneatale, nu vrei să-ți iei ceva de aici? Ce crezi că-ți trebuie sau ce ai nevoie? Încălțăminte, îmbrăcăminte? Și dumnealui zice, eu am. Și dacă totuși îmi trebuie, iau 10 lei, mă duc la talcioc și îmi cumpăr lucruri noi și ce-mi place. Avem, trăim în belșug, dar țineți minte, nu fiți nepăsători. Că toate acestea sunt manifestările bunătății lui Dumnezeu față de noi. De aceea, văzând o astfel de bunătate, să prețuim pe Domnul cuvântul Lui și să ne ferim de păcat. Sau dacă vreți, să trăim neîntinați de lume. Doamne ajută! Spune mai departe cuvântul Domnului. Trăia într-o liniște nepăsătoare, nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ori acestea sunt tocmai roadele care trebuie să se vadă în biserică. Doamne ajută! Roade care trebuie să se vadă în familie și la nivel de persoană. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Ei, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta tocmai ca să trezească duhul minții noastre să nu mai trăim în păcat. El iartă păcatele, păcatul dăunează în dreptul nostru, dar îl chinuie și pe Dumnezeu. Aici în Isaia 43 mai citesc din versetul 24 următoarele: tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. V-ați gândit că în urma nelegiuirilor, păcatelor, călcării de lege, de fapt îl obosim pe Domnul? Cum privește El apoi la noi când strigăm cu o cauză, cu o cerere, cu o mijlocire, când noi, de fapt, de atâtea ori îl obosim pe Domnul? O, dragii mei,
Totuși, în bunătatea lui el a spus, nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă întoarcerea lui. Hai dar să ne întoarcem la Domnul și să nu mai păcătuim. Citesc aici în cuvântul Domnului următoarele lucruri. Eu îți șterg fără de legile, versetul 25, pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Ei, Dumnezeu în planul său măreț are această intenție față de noi. Să avem și noi aceeași dorință, să ne scăpăm de păcate. David avea dorința aceasta, să fie spălat, să fie curățit. Și pentru lucrul acesta, el spunea în Psalmul 32 cuvinte cunoscute. Hai să citim ce spune el. În vremea când era apăsat de păcat, versetul 3, câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Acesta este rezultatul păcatului. Păcatul nu te lasă să dormi liniștit. Păcatul te chinuie, îți chinuie conștiința. Te întorci pe o parte, pe alta, în pat și nu știi ce să mai faci. Că păcatul roade precum cangrena. De aceea zicea Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, nu de munca zilnică, de păcat, că păcatul te trudește, te chinuie, te împovărează. Și El a venit să ridice păcatul nostru, ca să găsim la El odihnă pentru suflete, mărit să fie Domnul. Eu nu știu cum stai cu sufletul dumneatale. Eu nu știu dacă dumneatale te odihnești în sufletul tău, dar ține minte, păcatul care l-a chinuit pe David, care chinuie omenirea și rușinea popoarelor, păcatul nu te lasă să dormi. Păcatul produce frământare, păcatul produce agitație, pe lângă faptul că aduce durere, murdărie și despărțire de Dumnezeu. Nu-ți dă liniște păcatul în viață, dar a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta să ne cheme la El ca să ne ofere. Noi îi oferim păcate, El ne ofere pace și liniște. Noi îi oferim durerea păcatului, suferința păcatului, agitația păcatului, murdăria păcatului și El ne oferă o haină albă, El ne oferă o ungere sfântă și El ne oferă pe lângă aceștia împărăția Lui, mărire Domnului. Haideți dar cu dragoste să răspundem la dragostea lui Dumnezeu, căci în Ioan capitolul 1 spune cuvântul Domnului în această epistolă, în capitolul 3, 1 Ioan spune următoarele cuvinte, citesc. 1 Ioan, scuzați, capitolul 4, versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Credem lucrul acesta? Ei, dacă noi credem, haideți de azi să nu-L mai chinuim pe Dumnezeu. Haideți de azi să nu-L mai obosim pe Dumnezeu. Mai citim în cartea Domnului la Maleahi. Hai să vedem ce spune acolo omul acesta în capitolul 2. Sub tungerea Duhului Sfânt rostește astfel în versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce L-am obosit? Nu numai cu faptele păcătoase obosim pe Domnul, și cu vorba. Și ce spune Scriptura? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de El are plăcere. Și acesta este un păcat. A rosti cuvintele acestea este un păcat. Îl obosim pe Dumnezeu cu expresiile acestea. În ceea ce privește pe Domnul, noi suntem chemați să-I dăm slavă, să-I aducem laudă, să-I aducem închinare după voia Lui, nu să-L obosim. Hai dar să ne cercetăm într-o zi ca aceasta și să ne corectăm viața în lumina Scripturii. Ca și regele David. Era rege, dar nu i-a fost rușine să zică, Doamne, ai milă! Curățește-mă, spală-mă, iartă-mi fără de legea, că mi-o cunosc și mă doare pentru păcatul meu. Să facem și noi ca David, să ne putem bucura de binecuvântarea ungerii lui Dumnezeu. Mai citesc, cu altă stare care îl putem obosi pe Dumnezeu, sau unde este Dumnezeul dreptății? Noi trăim într-o lume în care de atâtea ori am auzit, mă, iar nu ni s-a făcut dreptate. Iar nu-i corect, nu-i drept.
Unde-i Dumnezeu care face dreptate? Auzim des lucrurile acestea în jurul nostru. Rostind aceste cuvinte, iarăși păcătuim, iarăși obosim pe Domnul. Hai să înțelegem că Domnul ne vrea și în gândire, și în acțiuni, dar și în vorbire, să fim desăvârșiți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pe când era Domnul Iisus Hristos pe pământ, au adus la El o femeie prinsă în prea curvie și au zis, conform legii, femeia aceasta trebuie omorâtă cu pietre. Conform legii, femeia aceasta trebuie omorâtă. Tu dar ce zici? Domnul s-a plecat cu degetul pe pământ și scria și apoi le-a spus, cine este fără de păcat? Să ia cel din tâi piatra și să lovească. S-a plecat din nou și scria cu degetul pe pământ. Spune Scriptura că de la cel mai bătrân până la ultimul au plecat unul câte unul din prezența Domnului. De ce au plecat? Pentru că erau păcătoși. Dragul meu, în seara aceasta nu pleca acasă ca cei mulți. Cei mulți merg pe calea largă. Cei mulți au plecat din prezența Domnului Iisus fără să-și rezolve problema păcatului lor. Și a rămas o femeie. O femeie care toată localitatea știa ce fapt a făcut. Știa în ce stare a fost prinsă. O femeie cu rușinea păcatului asupra ei. Domnul o întreabă, femeie, unde sunt pârâșii tei? Nimeni nu te-a osândit. Și ea spune, nimeni, Doamne. Și vedem dragostea Domnului care a spus următoarele, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Rețineți, vă rog, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta nu să ne osândească, ci să ne mântuiască. Hai să citim. Ioan, capitolul 3, versetul 16, îl știți? Hai să citim și versetul 17, ce spune cuvântul Domnului. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Lăudați să fie Domnul! Și iată că Domnul Iisus Hristos n-a venit să judece, să osândească, ci a venit să mântuiască, să beneficiem dar de dragostea aceasta a lui Dumnezeu. El nu strigă, ai făcut asta și asta și asta și asta. El a venit ca în dragostea lui cea mare, prin dragoste să acopere totul, să uite totul, să șteargă totul, să spele totul, să curățească totul, ca noi să fim sfinți, gata pentru împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Dar are o dorință Domnul și punctez aici. În urma unei vieți absente de păcat și iertare de păcate, Domnul vrea să nu mai păcătuim. De aceea nu vă mai permiteți niciun păcat mare, nu vă mai permiteți niciun păcat mic, nu vă mai permiteți nici măcar o neascultare, nu vă mai permiteți nicio împotrivire. Haidem să înțelegem voia lui Dumnezeu și să fim sfinți în toată purtarea noastră. Doamne ajută! Într-o împrejurare, Domnul și-a arătat bunătatea față de un om bolnav. După ce l-a tămăduit, spune cuvântul Domnului, că omul acesta s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos la templu. Și în Ioan, capitolul 5, versetul 14, spune următoarele. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, olog, acum umblă și umblă la templu, vă rog, rețineți. Oamenii care au beneficiat de iertarea Domnului au fost vindecați de Domnul, curățiți de Domnul, nu mai pribegesc în alte părți, ei sunt la casa Domnului, ei sunt la legătură frățească, sunt la părtășie frățească, ei sunt la stăruință în rugăciune, stăruință în cuvânt, la frângerea pâinii, ei sunt împreună căci acolo Domnul Iisus coboară, lăudat să fie numele. Și spune, iată că te-ai făcut sănătos. Și rețineți și de data aceasta, de acum să nu mai păcătuiești. Astea sunt porunci pentru mine și pentru dumneatale, imperativele Domnului Iisus pentru noi. El vrea ca să nu mai păcătuim. Haideți dar să nu ne mai permitem lucrul acesta. Mi-aduc aminte că omul lui Dumnezeu Petru spune următoarele cuvinte. În cartea sa în întâia, la capitolul 4, spune astfel, versetul 1.
Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. E problemă de gândire, aici, înăuntru. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Nu stați, păi să vedem, păi prea slab, păi nu pot, nu! Noi trebuie să ne înarmăm cu același fel de gândire. Și spune mai departe, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Și versetul 2 spune, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor. Deci noi nu mai trăim după pofta omului sau oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Păi voia lui Dumnezeu este sfințenia. Voia lui Dumnezeu este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Voia lui Dumnezeu este, nu fiți nici nepricepuți, ci înțelegeți, dar voia lui Dumnezeu. Că, în continuare, Pavel spune așa, hai să și citim cuvântul acesta la Efeseni, capitolul 5, versetul 17 și 18. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care e voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, care e voia Domnului, fiți plini de Duh, ajută-ne, Doamne! Apostolul Pavel la Romani mai spune într-o împrejurare, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Nici de cum! Noi care am murit față de păcat. Țineți minte! Acestea sunt cuvinte pentru mine și pentru dumneatale. Hai să le și citim dacă vreți. Când spune omul lui Dumnezeu Pavel cuvintele acestea, le spune ca noi să înțelegem acest lucru și citesc în Roman 6. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, pune el o întrebare, cum să mai trăim în păcat? Ne-a eliberat Domnul de păcat, ne-a salvat de starea păcătoasă. Nu mai suntem chemați să trăim în păcat, să nu-L mai obosim, să nu-L mai chinuim pe Dumnezeu cu păcate, ci dimpotrivă, în viața noastră să fim plini de Duh, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Plinătatea Duhului înseamnă pregătire pentru cer. Pentru că toți la cântat de înviere ajungem și la capitolul acesta. Până la moartea Domnului Iisus Hristos am citit câteva lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, câteva am citit din Scriptură, cu privire la diverse persoane cărora le-a iertat păcatele, le-a spus să nu mai păcătuiască, a murit pentru noi și păcatele noastre și a înviat pentru noi ca numele Lui să se propovăduiască iertarea păcatelor. Vreau să vă întreb, vă aduceți aminte din Scriptură un om păcătos pentru care Domnul Iisus a murit și după înviere l-a iertat de păcate? În Scriptură găsim, dar și în realitate găsim. Citesc în Cartea Domnului ce spune Apostolul Pavel în scrisoarea sa către Timotei la capitolul 1, spune cuvântul Domnului versetul 15. O, adevărat, și cu totul vrenic de primit este cuvântul care zice, Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Era după înviere și spune Pavel mai departe, dintre care cel dintâi sunt eu. A recunoscut că era păcătos și mântuit de Domnul. Dumneatale, cum ești? Într-o împrejurare eram la un botez în apă în Italia, pe când am ajuns prima dată acolo, și slujitorul local zice, frate Gigi, implică-te cu noi în lucrarea aceasta și o să cobori cu mine în apă. Eu n-am știut modul de pregătire a fraților, pentru că eram de câteva zile acolo, și zic, bine. Și știam că în țară așa se procedează, să citesc câte un verset din Scriptură, și față de tânărul acesta am zis, Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi, l-am lăsat să spună el mai departe versetul. El s-a uitat la mine și a zis, cel dintâi ești tu. Ei, dragii mei, noi cum privim aspectul acesta? Cel dintâi sunt eu sau e cel de lângă mine? După înviere, printre multele exemple care le avem în Scriptură, l-avem pe Apostolul Pavel care recunoaște că Domnul Iisus Hristos a venit să-L mântuiască pe El. Dumneatale, ești mântuit de păcatele dumneatale. Nu uita, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor,
pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Aceasta nu ne dă libertatea să trăim în păcat. Nu ne dă libertatea să trăim în păcat. Aceasta e harul lui Dumnezeu care ne curăță de păcate. Pentru noi rămâne în picioare cuvântul care a zis: noi suntem morți față de păcat. Amin! Așa să fie! Și atunci păcatul nu va mai stăpâni în măduralele noastre, ci vom fi stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Și citesc la Romani un verset așa de frumos, capitolul 8, garanția învierii noastre. Dragii mei, spune aici cuvântul Domnului următoarele, în versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dar ca Duhul să locuiască în noi, este nevoie să fim curați, este nevoie să fim spălați și este nevoie într-o vreme ca aceasta să căutăm pe Domnul din toată inima să ne umple de Duhul Sfânt. Și avem atunci garanția sigură, Duhul acela, Sfânt al lui Dumnezeu care este în noi, ne va învia Domnul datorită Duhului acelui Sfânt care astăzi este în noi. Și Duhul Sfânt nu stă împreună cu păcatul, lumina nu stă împreună cu întunericul. Nu putem sluji la doi domni, nu putem sta pe două scaune. Și dacă astăzi umblăm cu Dumnezeu, dacă astăzi trăim cu Dumnezeu fără păcat, mâine vom fi în cer cu Dumnezeu în casa Lui. Dacă astăzi ne mai permitem un păcat mic sau mare, dacă astăzi ne mai permitem o călcare de lege, mâine nu putem fi cu Cel Neprihănit, cu Cel Sfânt. Tocmai de aceea aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus: vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine, să nu aibă nimic nici în noi. Că atunci când va veni el pe norii cerului și se va auzi acea trompetă, acel glas sfânt și măresc mult așteptat, să fim gata pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută, curați și sfinți, desăvârșiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, doi oameni au venit la templu. Unul spunea: Doamne, eu dau și zeciuială, eu dau și milostenie, eu nu sunt ca vameșul acesta. Și spune cuvântul Domnului că vameșul se lovea cu pumnul în piept, nu era foarte curajos, nu era tupeist, nu era șmecher, el se lovea cu pumnul în piept și zicea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și când s-a uitat Domnul Iisus Hristos și a făcut un calcul în dreptul fiecăruia, a spus următoarele: vă spun că omul acesta merge acasă socotit, neprihănit, pentru că și-a recunoscut starea. Hai să ne recunoaștem și noi starea și să beneficiem de îndurările Domnului, că atunci când Domnul iartă pe un om de păcate, viața lui, trăirea lui, interiorul lui e totul transformat. Spune cuvântul Domnului tot aici la Romani și aș dori să citesc ce spune apostolul Pavel în scrierile sale în capitolul 4, versetul 7. Ferice, zice el, de aceia ale căror fără de lege sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține seamă, nu-i ține Domnul seamă păcatul. E ferice. De vrei să fii fericit? Astăzi mărturisește-ți păcatul, renunță la el și trăiește o viață sfântă. Dumnezeu să ne ajute. Nu mai glumiți cu păcatul. Nu vă mai permiteți păcatul. Nu vă mai permiteți la nivel de gândire păcatul. Că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, a murit pentru păcatele noastre, da, faptice. Dar vă rog să mai rețineți un lucru, că Domnul a adus o jertfă întreagă pentru noi. La Evrei 9:14 spune: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța ce? Cugetul vostru. Atenție la ce cugeți. Vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. E nevoie și cugetul să fie curat. Numai în modul acesta putem să slujim Dumnezeului celui viu.
Mi-aduc aminte, recent ascultam un tânăr care spunea următoarele într-un grup de tineri. M-am uitat la șeful meu și am zis în gândul meu, chiar ești prost. Era cugetul oare curat? Ei, dragii mei, nu vă permiteți nici la nivel de cuget stări păcătoase. Nu vă permiteți nici la nivel de cuget, că Domnul Iisus cu sângele Lui a venit să ne curățească cugetul. Și cum gândim, așa trăim. De aceea, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Nu cu o gândire lumească, nu o gândire firească, ci așa cum avea și Domnul Iisus Hristos, același gând. Că cine a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul. Să ne ajute Domnul să avem mintea înarmată. Că în vremuri ca acestea, diavolul lovește, știți unde? Aici, la minte. Citesc ce spune Apostolul Petru în capitolul 3 din a doua sa epistolă. Și lucrurile acestea sunt pentru noi scrise. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vreo scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Ce vrea Petru? Să ne trezească mintea. Că știți că diavolul la minte vrea să lovească? Știți că la minte vrea diavolul să lovească? Păi hai să citim câteva cuvinte și în direcția aceasta, ca să veghem asupra minții noastre. Spune la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, ultima parte și versetul 2. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. La nivel de minte, nu vă lăsați clătinați. Și mai spune, și citesc, să nu vă tulburați de vreun duh, de vreo vorbă, de vreo epistolă ca venind de la noi. Dragii mei, diavolul vrea să lovească în minte. Nu vă clătinați în mintea dumneavoastră. Noi avem credință în cuvântul lui Dumnezeu. Credința mea, eu o zidesc pe ce ai scris în Scriptură. Să ne ajute Domnul. Mai citim la 2 Corinteni. Hai să vedeți ce spune Apostolul Pavel de data aceasta. În capitolul 4, versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu viacului acestuia. Ce a făcut Dumnezeu viacului acestuia? A lovit pe oameni cu orbire la nivel de minte. De aceea, înarmați-vă și dumneavoastră mintea, gândirea, cu același, în același mod ca Domnul Iisus. Că cine a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul și înarmați în modul acesta. Noi nu ne interesează păcatul, ne interesează voia lui Dumnezeu. Mai citim dacă vreți, printre altele, la început în Geneza, capitolul 3. Spune acolo cuvântul Domnului următoarele, în primul verset știți ce scrie despre șarpe, cel mai șiret. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și coborâm la versetul 6. După discuția șarpelui, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă mintea. Unde lovește diavolul? A lovit în grădina Edenului la Eva la nivel de minte. A încercat și încearcă să orbească la nivel de minte pe oameni să nu înțeleagă Evanghelia. Încearcă să ne tulbure, să ne clatine la nivel de minte, să nu avem nădejde și credință în harul mântuitor a Domnului. Petru vine să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințări. Vă rog, rețineți, cum avem noi mintea sănătoasă? Foarte simplu. Sângele Domnului Iisus Hristos ne-a curățat cugetul nostru, mintea noastră, și nu l-a lăsat oricum. Ne-a pus la dispoziție coiful mântuirii. Coiful îl așezăm pe cap. Și diavolul nu mai are acces la mintea noastră. De aceea, Domnul să ne mărească credința în Domnul Iisus. El este mântuirea noastră. Prin har suntem mântuiți, măriți să fie Domnul. Acesta este un coif care îl purtăm pe cap. Nu ne mai gândim la păcat, nu vrem să mai săvârșim păcatul. Ne-am înarmat și noi gândirea noastră, coiful mântuirii pe capul nostru. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iertat de păcate. Că cel din tâi păcătos sunt eu mântuit de Domnul și acum merg spre cer, unde ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Să ne ajute Domnul, reține dar, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. De aceea, cercetându-ne viața, reținem câteva aspecte. Păcatul ne afectează pe noi, păcatul îl chinuie pe Dumnezeu,
Păcatul ne împiedică să ajungem în împărăția lui Dumnezeu în rai, dar a venit Domnul Iisus Hristos să ne izbăvească de păcat? El este jertfa de ispășire a păcatelor noastre? El ne-a învățat să ne înarmăm și noi cu același fel de gândire ca a Lui? Ne-a așezat coiful mântuirii pe cap ca cel rău să nu ne atingă mintea? Și înarmați în armătura Duhului, încinși cu platoșa adevărului, cu brâul adevărului, platoșa neprihănirii, încălțați cu râvna Evangheliei și în mână sabia, cuvântul Domnului, a Duhului Sfânt, mergem înainte spre țara cerească. În fruntea noastră merge Domnul Iisus Hristos, Sfântul Sfinților, Cel fără de pată, și în urma Lui, Sfinții mântuiți sau iertați de păcate au făcut un popor sfânt în urma Lui și mergem spre țara promisă să ne întâlnim cu El, unde nimic întinat și spurcat nu va intra acolo, doar cei sfinți. Doamne, ajută-ne! Ai doma vremii Sodomei și Gomorei, păcătoșii vor rămâne jos. Neprihăniții ca Noe vor fi duși, dacă vreți, cu corabia până în împărăția lui Dumnezeu. Acolo să ne vedem cu toți împreună. Amin. Amin.